Bună ziua, stimați ziariști, bună ziua cei care ne urmăriți în direct. Deci, instalarea guvernului Gaburici de săptămâna trecută, deci este o încercare, în opinia noastră, o încercare de a deturna vectorul european pe neobservate în Republica Moldova. Dacă în Ucraina deturnarea vectorului european s-a produs printr-un act unic, atunci când Ianucovici a respins semnarea acordului de asociere, în Republica Moldova aceste lucruri se produc într-o stare latentă. Guvernul Gaburici se va dovedi în foarte scurt timp, este un guvern care este ales pentru a tândăli ideea integrării europene. Deci, la ora actuală, există grupuri de juriști în staful lui Plahotniuc, care se ocupă de modul în care trebuie să evite posibilitatea, prin mai multe legi pe care vor să le adopte de fațadă de integrare europeană, cum să reușească să-și mențină aceleași privilegii. Acum se lucrează în staful lui Plahotniuc asupra legii procuraturii, care trebuie să-i permită, în condițiile în care vor fi nevoiți să adopte o lege a procuraturii, trebuie să-i permită lui Plahotniuc și să-i se dea toate garanțiile că nu va exista suficientă independență procesuală pentru procurori ca împotriva lor să intenteze dosare penale. Dacă admitem prin absurd că va fi adoptată o lege a procuraturii care să permită o asemenea chestie, deja numai campania electorală și accesul la datele personale ale cetățenilor, cu probe în acest sens, eu sper să vin în foarte scurt timp să vă arăt ce se întâmplă la întreprinderea registru, ce se întâmplă cu datele personale ale cetățenilor, ce s-a întâmplat cu datele personale ale cetățenilor într-o campanie electorală și cum a fost manipulată statistica în Republica Moldova. Sper să vin în foarte scurt timp cu un studiu asupra acestui fenomen din Republica Moldova. Numai asta ar face la ora actuală obiectul unui dosar penal pentru care ar trebui învinuiți Filip Răileanu de la registru și Plahotniuc, care le-a comandat acolo la întreprinderea registru și Ministerul Tehnologiilor Informaționale să manipuleze cu cifrele. Numai ascunderea datelor adevărate ale recensământului deja ar fi tot un dosar penal. Sigur că lumea în condițiile astea mai puțin atrage atenția la asemenea lucruri, dar trebuie să vă spun că pe acest domeniu, pe domeniul recensământului populației, datelor statistice, deja au expirat anumite termene din acordul de asociere care trebuiau să aducă în fața partenerilor europeni un tablou real din Republica Moldova pentru acțiuni de viitor, de reformă în administrativă, de investiții și așa mai departe. Toate lucrurile astea au fost nu ignorate, ci manipulate cu bună știință. La ora actuală, noi ne aflăm în situația în care cei de la guvernare elaborează planuri de amânare a alegerilor locale. Deja se pare că au ajuns la anumite înțelegeri de amânare a alegerilor locale pe cel puțin un an de zile, motivând acest lucru cu o necesitate reală, de altfel, de reformă administrativă și teritorială administrativă în Republica Moldova. Motivând sau pretextând cu necesitatea reformei administrative teritoriale, la ora actuală deja este ca și decis amânarea alegerilor locale. Aici ar fi și motivul, după mine, ar fi și motivul pentru care gruparea politică a lui Mihai Ghimpu se comportă în această situație în care a fost deturnat cursul european a Republicii Moldova, se comportă într-un mod cu totul și cu totul straniu. Pentru că la ora actuală, în condițiile actuale, când pe piața valutară de săptămâna trecută lumea a pierdut economiile de o viață și încă urmează să le piardă. Și la acest subiect, în această conferință de presă, vreau să mă opresc puțin. Vorba este că, așa cum prezintă propaganda lor, la ora actuală, creșterea cursului leului este prezentată ca un factor negativ, iar scăderea cursului leului este prezentată ca un factor pozitiv. Ori și una și alta fac parte dintr-o conspirație, dintr-o speculație pe piața valutară.
atât ridicarea bruscă a cursului, cât și scăderea bruscă a cursului a adus la ora actuală la faptul că oamenii și-au pierdut economiile de o viață. Ieri casele de schimb au avut cursuri și de sub 16 lei, și de sub 16 lei. Ori acolo unde cursurile erau afișate de 18-19 lei, acolo lei nu erau. Iar ei prezintă la ora actuală ca o stabilizare pe piața valutară doar printr-o manipulare pe care au făcut-o retrăgând lei din circulație și lăsând oamenii iar cu buza umflată. În această situație, când băncile au câștigat enorm de la speculațiile pe piața valutară de săptămâna trecută, dar nu numai băncile, dar și toți cei care au avut pe lângă bănci și pe lângă actuala putere au avut informație. Procurori, judecători, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, care trebuiau să se ocupe de investigarea acestei speculații pe piața valutară, știți cu ce se ocupau săptămâna trecută? Se ocupau cu vânzări și cumpărări de valută. Având informația din timp, având informații de la Banca Națională, când se va ridica cursul, cu cât se va ridica cursul, când va scădea cursul și așa mai departe. Toți cei care au avut informații despre adevăratele manipulări pe piața valutară s-au ocupat de vânzare și cumpărare de valută. Și în special ăștia au fost cei care sunt unși pe lângă actuala putere. Așa cum vă spuneam, procurori, ofițeri de la Centrul Național Anticorupție, ofițeri din poliție, angajați fiscali și așa mai departe, tot s-au ocupat de vânzări, cumpărări de valută. Iar omul simplu, practic, a rămas cu buza umflată. Și indiferent de ce va face în continuare omul simplu cu banii, că îi va ține sub saltea, că îi va vinde lei și va schimba în valută, că va schimba valuta în lei, oricum or să piardă. Pentru că acțiunea de săptămâna trecută se va repeta. Se va repeta în cel mai scurt timp. Pentru recuperarea unor sume de bani pe care le-au scos altădată din Republica Moldova și care nu se vor întoarce niciodată. Tot ei, tot propaganda lor a manipulat și a spus că chipurile după instalarea guvernului Gaburici în Republica Moldova se va întoarce miliardul de dolari care a fost scos altădată. Astea toate fac parte dintr-o conspirație pe care a făcut-o Plahotniuc împreună cu Filat pentru a recupera banii la Banca de Economii și la Banca Socială. Așa cum spuneam și altădată, agenția Kroll, care a venit pentru investigații în domeniul financiar bancar, agenția Kroll are un contract și clauze de confidențialitate cu Banca Națională. Are clauze de confidențialitate prin care să nu divulge rezultatul investigațiilor pe care le au pe acest domeniu. Deci, agenția Kroll a fost invitată în Republica Moldova cu scopul de a găsi o parte din banii care au fost furați, dar deja de la cei care au comandat furturile, de la Plahotniuc și Filat. Pentru că cei care au executat furturile propriu-zis, aia au furat bani și de la comandatari. Iar agenția Kroll nu aduce nimic populației din Republica Moldova. Le aduce doar o claritate celor care au comandat și care au fost furați. Încă un subiect. Va exista un compartid pe scena politică a Republicii Moldova sau nu? În frunte cu fostul prim-ministru Leancă. Asta nu știe nici Leancă chiar. Asta o știe numai Plahotniuc. Dacă Plahotniuc va avea nevoie să apară un partid în frunte cu Leancă, acest partid va apărea. Dacă Filat va fi suficient de ascultător, atunci acest partid în frunte cu Leancă nu va apărea. Pentru că partidul lui Filat la ora actuală este... Când în Republica Moldova s-au jucat de-a guvernul, noi am făcut permanent manifestări de protest în fața Parlamentului. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, considerăm că la ora actuală în Republica Moldova nu mai există alte forme de rezistență împotriva unei guvernări antipopulare decât manifestările de stradă, decât revolta populară. Sigur că și această revoltă populară este greu de organizat pentru că ei au pârghii și aici de a stinge această revoltă.
Cu toate astea, noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom continua protestele. Așadar, duminica viitoare, 1 martie, noi, Mișcarea Populară Antimafie, organizăm o manifestare de protest în teatru, în scoarul Operei Naționale, la ora 11, la care invităm cât mai multă lume. Invităm cât mai multă lume cu mesaje coerente, cu mesaje clare, în care vom spune foarte exact ce e ce s-a întâmplat și ce e ce se întâmplă în Republica Moldova. Doar revolta, doar o revoltă de stradă la ora actuală mai poate readuce Republica Moldova pe cursul european. Doar o revoltă de stradă mai poate demonstra partenerilor noștri străini că în Republica Moldova sunt forțe care se opun rămânerii Republicii Moldova în spațiu estic. Alte forțe, alte posibilități nu există. De aia, dacă mă vedeți, eu având atâtea obiecții la ceea ce se întâmplă, având atâtea revolte la ceea ce se întâmplă, nu vin niciodată cu cererea de a crea vreo comisie, cu cererea de a investiga ceva, pentru că la ora actuală în Republica Moldova nu mai există organe independente de actuala guvernare care ar putea să investigheze ceva. Opoziția în persoana lui Voronin a fost anihilată și este parte la guvernare la ora actuală. Parte la guvernare, de fapt, nu sunt comuniștii, ci familia Voronin. Familia Voronin va face în continuare exact ceea ce o să-i dicteze Plahotniuc. Opoziția o altă opoziție, cum ar fi Partidul Liberal, v-am spus că deocamdată se comportă foarte straniu. Probabil că Mihai Ghimpu încă mai speră că ar putea fi cooptat la guvernare. Altă explicație pentru comportamentul Partidului Liberal, care, fiind o formațiune parlamentară, ar fi avut mult mai multe șanse să facă ca o revoltă populară să fie de amploare, eu altă explicație nu am. Așadar, unul dintre motivele de bază a acestei conferințe de presă a fost să anunțăm opinia publică că noi continuăm protestele și considerăm că protestele sunt singura soluție pentru îndreptarea acestei situații și chemăm lumea pe data de 1 martie, pe 1 martie la ora 11 în scoarul Operei, pentru ceea ce numim noi începutul unei primăveri antimafiote. Sloganele noastre în această manifestare vor fi Moldova fără Filat, Moldova fără Plahotniuc și Voronin, jos mafia, în Europa fără mafie. Vă mulțumesc foarte mult! Aceste reforme pur și simplu nu vor avea loc. La ora actuală, ei vor mima în continuare un dialog cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, se vor arăta deschiși să adopte o lege a procuraturii așa cum va recomanda Comisia de la Veneția, iar în Parlament, după ce vor veni recomandările Comisiei de la Veneția, vor modifica acele prevederi, le vor modifica așa cum vor propune experții lui Plahotniuc. Deci, legea procuraturii nu are nicio șansă să fie adoptată în Parlament în formula în care vor dori care o recomandă partenerii noștri europeni. Pentru că orice independență procesuală pentru procurorii din Republica Moldova înseamnă imediat câteva dosare pentru Filat și Plahotniuc. Asta nu va fi admis. Deci, eu cred că această fațadă încă, ca și cum pro-europeană, ei vor reuși să o mențină încă câteva luni, cel mult 3 luni de zile. După care va fi totul foarte clar. Deci, vă spun de ce 3 luni de zile, pentru că și partenerii noștri europeni vor da un răgaz de 100 de zile acestui guvern ca să încerce să demonstreze ce poate. Acest guvern nu are nicio șansă, pentru că are în frunte un prim-ministru păpușă, unul care a fost pregătit din timp să ocupe această funcție, cred că din luna decembrie, după ce Plahotniuc a înțeles că nu va fi el prim-ministru, a fost adus un om docil, manipulabil și șantajabil. Răgazul de 3 luni de zile pe care îl vor da și partenerii noștri europeni pentru ca să clarifice asupra adevăratei esențe a noului guvern, va fi umplut de noi Mișcarea Populară Antimafie cu revolte și manifestări de stradă împotriva unei guvernări anti-europene. Ați vorbit despre un nou partid eventual. La ce bun?
Acest partid va apărea sau nu va apărea, așa cum v-am spus, doar dacă va dori sau nu va dori Plahotniuc. Acest partid, în frunte cu un așa zis luptător pe nume Leancă, care este la cheremul lor, eu trebuie să vă amintesc despre relațiile de rubidenie a lui Leancă cu numitul Gumă, cu infractorul din care are de condamnare în România, și cu relațiile lor directe cu Plahotniuc, inclusiv relațiile familiei state cu Plahotniuc, și toată această încrengătură l-a determinat pe Leancă să aibă un comportament duplicitar în perioada în care se punea de un guvern Leancă, și un comportament oarecum disident și protestatar după ce n-a fost votat guvernul Leancă. Guvernul Leancă, deci partidul, un partid unde se va regăsi ca lider Leancă, așa cum v-am spus, va fi sau nu va fi în funcție de cât de cuminte va fi filat în continuare în raport cu Plahotniuc. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm și pe dumneavoastră duminică la orele 11 în scoarul operei, unde noi vom invita lumea la o revoltă împotriva unei alianțe anti-europene. Cu lozincile Moldova fără filat, Moldova fără Plahotniuc.